Salut! Numele meu este Burki Sebastian și sunt instructor al cursului denumit Golang la Telecom Academy. Golang este un limbaj de programare destul de nou pe piață, iar în ultimul timp a câștigat foarte mult teren. Are o structură și o sintaxă curată și destul de accesibilă pentru utilizatori. Conform topului realizat de cei de la Stack Overflow, în anul 2020, Golang s-a regăsit pe locul 5 dintre preferințele dezvoltatorilor software în materie de limbaj de programare. Totodată pot spune că în ultimul timp Golang a fost adoptat de foarte multe companii cunoscute, evident cei de la Google pentru că ei l-au dezvoltat, dar și SoundCloud, Netflix și așa mai departe. Este limbajul de programare care a stat la baza dezvoltării Kubernetes, care este un instrument puternic de orchestrare, folosit destul de mult în ziua de astăzi în dezvoltarea software. Acest curs se adresează tuturor persoanelor care își doresc să învețe un nou limbaj de programare. Deși cursul pune bazele acestui limbaj, aș menționa ca și cunoștințe preliminare un minim, câteva cunoștințe în zona programării, având așa o bază tehnică. Vă invit să descoperim împreună acest limbaj de programare. Se regăsește pe locul 2 în topul limbajelor mele de programare preferate, alături de Java, care se regăsește pe primul loc. De asemenea, o să vedem și o mică comparație între cele două limbaje de-a lungul cursului propus de mine.